Hei, salut, prieteni! Ăsta e un Qiang și am vrut să-i păcesc numele de câteva ori până acum, gândindu-mă că e amuzant, dar mi-am dat seama că n-ar fi cine știe ce spunându-i Qiang, așa că Qiang. Deși nu este o suriță obișnuită, ăsta este termenul chinezesc pentru suriță, Qiang. Nu doar că face parte din grupul celor patru arme majore, cele fiind Gun, care e un băț, Dao, care e o sabie curbată, și Jian, care e o sabie dreaptă, ba chiar e supranumită ca fiind regele armelor menționate mai devreme. Și da, știu că ar fi trebuit să fie regina monomal, dar poate e altfel genul chineză, nu știu. Lăsăturile reprezentative ale acestei arme sunt lama în formă de frunză și acei ciucoroși pe care i-am văzut o mie de ori și de care ne-am plictisit văzând atâtea filme cu Kung Fu. Și nu știu de voi, doar că eu m-am întrebat dacă ar avea vreun sens acei ciucuri, care ar fi acela. Și în afara faptului că prin mișcările suriței amețeau inamicul acesta fiind incapabil să o prindă, ciucurii se îmbibau cu sânge, ferind arma de a deveni alunecoasă sau lipicioasă. În ceea ce privește lungimea acestei sulițe, dimensiunile variau între 2 metri jumate, ajungând până la 6 metri jumate. Antrenamentul cu sulița este considerat fundamental în multe stiluri de artă marțială chinezească, practic fiind prima armă pe care învață studenții să o mânuiască.